Eu cred foarte tare în piața imobiliară din România și cred că mai avem, ți-am zis aici, 2, 3, 4 ani cât ea va mai rămâne accesibilă, după care lucrurile vor bubui și la noi, din păcate. Cred că vom avea o mega presiune pe preț, pe prețul de construire, atenție, în momentul în care războiul din Ucraina va fi, se va termina. Diferența de preț pe care o poți obține la închiriere din amenajare poate ajunge până la 15-20%. O locuință nouă se închiriază mult mai repede și la un preț mult mai bun decât o locuință veche. Când vine criza imobiliară, cea așteptată de toți? Eu nu văd venind prea curând. Plus că România, dacă ne uităm strict la piața imobiliară, a stat bine. Noi, dacă scădem sub 20.000 de unități livrate, în opinia mea, ar trebui să stăm 25-30 de mii ca să ții piața jos. Corect, corect. Pentru că altfel prețurile se pot duce foarte repede în sus. Ce ne rezervă 2024? Cresc sau scad prețurile? Mă aștept la o creștere, din păcate. Dacă scoatem două zone din București, indicele de preț crește cu cel puțin 40%. Ceea ce ar trebui să schimbe un pic percepția de preț, nu? Adică avem un preț normal, nu ieftin. Am ajuns, din păcate, în ultimii 3-4 ani într-un preț normal. București și Ilfov reprezintă cam 30-30% din total național, din ce se dezvoltă la nivel național. Eu cred că piața se poate maturiza în 5-10 ani, dacă avem niște reguli clare, pe care nu le mai schimbăm de la un mandat la altul, în funcție de cine vine. Oamenii nu înțeleg, iar politicienii profită de chestia asta. Profită și nu se uită decât la următoarea campanie electorală. Salutare și bine ați revenit la o nouă ediție a Imobiliarium Podcast. În această ediție l-avem invitat pe Georgian Marcu. Salut, Georgian! Salut! Georgian este premiat de două ori brokerul imobiliar al anului, să mă corectez dacă nu am zis ce trebuie, 2020 și 2021 sau 2019 și 2020? 2019-2020. Odată am fost agentul imobiliar al anului și odată brokerul imobiliar al anului. Deci în pandemie, când era piața foarte efervescentă. Rezultatele sunt date pentru un an înainte. Am înțeles. Broker imobiliar și owner la Green Angels. Green Angels, agenție imobiliară specializată în tranzacționarea proprietăților în zona de nord a Bucureștiului. Centru și nordul Bucureștiului. M-a avut în portofoliu din 2008, de când funcționăm ca și agenție, mare parte din proiectele câștigătoare de anuale și bienale de arhitectură. Felicitări, te urmăresc de mai mult de 15 ani, cred 18. Că 18, chiar mai mult. Văd tot timpul proiectele tale și îmi plac foarte mult. Tot timpul îmi pun întrebarea cât s-a investit într-un apartament de genul ăla, dar te întreb imediat, ajungem și la partea asta. Aș vrea să spargem gheața printr-o primă întrebare și anume, când vine criza imobiliară cea așteptată de toți? Depinde pe cine întrebi. Dacă luăm presa, sau sunt anumiți oameni care vorbesc de criza imobiliară iminentă de prin 2014, de când lucrurile au început să-și revină. 2014, cred că și în 2016 a venit o dată, 2018 iar era aproape sigur, după care am avut COVID-ul 2020. Eu nu văd venind prea curând. Avem ciclu de 18 ani. Maxim, 8, 10, 12, 14 și 18, ultima oară am văzut la mulți analiști economici că spun 18. 18 din 2008 înseamnă 2026, dacă nu mă înșel. Da. Deci 2 ani mai avem. Cred că partea asta de, în prima fază, pandemie, o să urmeze la un moment dat finalizarea războiului. Cred că a schimbat puțin ciclul economic. Plus că România, dacă ne uităm strict la piața imobiliară, a stat bine. Și când zic că a stat bine, a stat bine pentru consumator. Adică avem ani în care, cum spun economiștii, creșterea a fost negativă, dacă o raportăm la inflație, creșterea de preț a proprietăților imobiliare, ceea ce ar trebui să ne bucure.
Eu în calitate de consultant imobiliar, eu îmi doresc prețuri accesibile. Eu nu-mi doresc prețuri mari. Eu îmi doresc accesibilitate și multe tranzacții. Că nu câștig făcând două tranzacții la prețuri mult mai mari. Câștig, de fapt, făcând 100 de tranzacții la preț de piață. Da? Știi că vorba în popor e că agentul își dorește tot timpul, brokerul își dorește tot timpul un preț mai mare. Pentru că... Bine, au fost și destul de multe probleme în domeniul nostru, dar... De fapt, oamenii nu intră și, de fapt, nici nu cred că e obligația publicului de a intra în detalii, să înțeleagă puțin ce înseamnă meseria de agent imobiliar. După cum spuneam, nu-mi doresc preț mai mare, pentru că diferența aceea de preț, impactul în comisionul meu este minim. Eu îmi doresc multe tranzacții. Corect. Ce ne rezervă 2024? Cresc sau scad prețurile? Mă aștept la o creștere, din păcate. Mă aștept la o creștere. Anul trecut piața a fost foarte cumințică, ca să-i spunem așa. Inflația a avut un impact mare în veniturile oamenilor. Dobânzile extrem de ridicate. S-a ajuns la, dacă erai pe variabilă, 9,3, 9,5. Da? Acum deja avem, nu știu, 4-5 bănci care sunt pe 5-5-6%, dobândă fixă, primii 3-5 ani. Da? Asta se va simți în piață, plus că oamenii au tot așteptat să cadă piața și ea, surprinzător, n-a căzut. Ba chiar a urcat puțin, dar a urcat în niște limite rezonabile, aș spune. Mă aștept să avem... În special în a doua parte a anului să avem o presiune mult mai mare din pe partea de cerere. Sper ca și oferta să păstreze ritmul. Are cum să păstreze oferta ritmul? Nu există autorizații? Cel mai tare mă îngrijorează oferta viitoare, pipeline-ul. Da? Anul trecut, dacă nu mă înșel, numărul autorizațiilor au scăzut undeva la 24-26%. Exact. Da. Tot anul trecut au fost câțiva dezvoltatori care, datorită vânzărilor mult mai slabe comparativ cu anii precedenți, au pus niște proiecte pe hold. Exact. De acolo s-ar putea să avem o surpriză că acelea sunt aproape autorizate. Și sper să deblocheze odată și nebunia asta din București cu... Și eu sper la fel. Dar nu deci cred. Suntem cel puțin doi. Dar nu cred că se va întâmpla în curând. Drept urmare, dacă avem o ofertă foarte mică, înseamnă o creștere de preț. Da, da. Asta e cel mai mare pericol. Gândește că București și Ilfov reprezintă cam 30-30% din total național, din ce se dezvoltă la nivel național. Mă uitam pe datele din 2020, mi s-a părut foarte amuzant, că undeva la... am raportat numărul de tranzacții efectuate la numărul de unități vândute. 48%, da, erau construcții noi. Mă uitam că s-a livrat în 2020. Da. Da? Dacă îți scade procentul ăsta, e foarte periculos pentru piață. Noi dacă scădem sub 20.000 de unități livrate, în opinia mea, ar trebui să stăm 25-30 de mii ca să ții piața jos. Corect, da? Corect. Pentru că altfel prețurile se pot mm-hmm. duce foarte repede în sus. Deja mă uitam zilele trecute pe zonele ultracentrale și am văzut câteva proiecțele din acestea mici, mai sunt câteva, le numeri pe degete. Corect. Care solicită 5.000 de euro pe metru pătrat util plus TVA. Deci niște prețuri care acum... nu știu, 4-5 ani erau de neconceput pentru zona aia. Ok, le găseai primăverii, Chiselev, adiacent, dar nu zona ultracentrală. Și totuși avem studii și europene care ne spun că accesibilitatea metrului pătrat în România este cea mai bună, suntem la coada cozilor europene. Și totuși avem și eu în comentariile la acest podcast văd numai oameni nemulțumiți de preț că sunt foarte mari și așteaptă o scădere.
Avea domn profesor Moisil o vorbă despre statistică, nu pot să o dau un podcast, dar o scriu în comentarii. Statistica te poate fura foarte, foarte ușor. Într-adevăr, suntem una din cele mai accesibile piețe. Cred că sunt unul din primii care am scris-o prin 2018. Am stat două săptămâni și am raportat preț mediu la valoarea salariului și așa mai departe. Cred că ne fură puțin totuși statistica când ne uităm la București, pentru că avem foarte multe proprietăți din categoria low cost construite, care îți afectează foarte mult media de preț, acel corect indice de preț pe care noi îl vedem. Noi nu avem o piață transparentă și mi-ar plăcea să discutăm două secunde și pe tema aceasta. Noi ne uităm la niște indici de preț în care, nu știu, dacă eu am 1000 de apartamente într-un proiect în militar și 10 apartamente în zona centrală, da? Pe medie suntem bine, dar în realitate nu suntem foarte bine. Din ce vorbeam și mai devreme, înainte de a începe filmarea, spuneai că pe zonele de low cost vezi undeva la 30-40%. Deci dacă ar influența media de preț pe... Eu cred că dacă scoatem două zone din București, indicele de preț crește cu cel puțin 40%. Bun, deci asta înseamnă că în topul acela unde suntem la coadă ajungem undeva pe la un, nu știu, 60%, să zicem așa, din, da, mă refer din grafic. Ceea ce ar trebui să schimbe un pic percepția de preț, nu? Adică avem un preț normal, nu ieftin. Da, dacă ne uităm la, ți-am spus, și nu luăm în considerare tot ce înseamnă periferie, cred că am ajuns, din păcate, în ultimii 3-4 ani, într-un preț normal. Corect. Din păcate, sunt mai multe motive din cauza cărora, pentru că e un lucru rău, din cauza cărora am ajuns aici. Modificarea cotei de TVA de 3 ori în 3 ani, da? Când tu ai un ciclu astăzi, cred că de 5 ani. Ultima oară, Georgiana a ajutat. În 2023, decembrie, cu toți dezvoltatorii cu care am vorbit, au zis că au avut vânzări record, uneori, ba chiar mai bune ca în pandemie sau ca în 2019. Eu pe data de 29 semnai eram contract la notar. Și am eu făcut un exit pentru un investitor și în decembrie am vândut, nu știu, 9 unități, ceea ce pentru noi e mult. Deci a ajutat un pic piața, această nesiguranță a statului. Și o să le vezi raportate acum și iar o să raportăm, exact, vai, uite, venituri în creștere. Ți-am trimis un grafic, cred că la un moment dat ar fi interesant să ne uităm peste el. Eu aștept cu interes aprilie mai, luna mai, știi? Pentru că aprilie anul trecut am avut o scădere 40% comparativ cu acum 2 ani, da? Dacă aprilie anul ăsta o să meargă bine, o să raportăm iar. Vai, uite, piața imobiliară a crescut, merge foarte bine, a crescut cu 60%. Dar nimeni nu se uită la ce s-a întâmplat acum 2 ani sau acum 3 ani. Cred că la piața imobiliară e foarte important să ții cel puțin 5 ani când te uiți peste date. Știi? Că dacă ne uităm de la lună la lună, nu cred că este relevant. Au fost raportările pe ianuarie, în funcție de pe cine citeai, pe februarie, scuze, era bine sau era rău? Pentru că unul spunea, domne, în ianuarie s-au făcut mai puține vânzări decât în decembrie, altul spunea, domne, în ianuarie a fost peste ianuarie anul trecut, știi? Uh-huh. Consumatorul nu are acces la date, că nu stă el să le scoată după banii CPI să o vadă să punem, exact... Mulțumim pentru date, o să le punem într-un link în comentarii. Să vadă exact, băi, ce s-a întâmplat în realitate, cum mi-afectează mie decizia de achiziție sau de vânzare, știi? Da, da, da. E mult mai complicat decât marea majoritate a populației crede că... Avem o întrebare și pentru investitori și pentru cei care își cumpără pentru prima oară casă. Să-și cumpere un apartament nou sau vechi? Ce le recomanzi? În primul rând, nu există cel mai bun apartament pentru toată lumea. Mai am telefoane de genul, Georgian, vreau și eu cel mai bun apartament. Cel mai bun pentru ce? Pentru mine? Sau pentru tine? Sau pentru, nu știu, copii, cineva de pe stradă? Copiii, da? Care merg la școală. Eu am 2 copii. Așa? M-am mutat în medie odată la 5 ani, ultima oară pentru școala copiilor. Da? M-am mutat să
fac parte în oculta mondială, sunt în orașul meu de 15 minute. Am școală la 15 minute, activitățile copiilor la 15 minute, parcul la 15 minute, totul e acolo. Mai nou am și birou vis-a-vis de casă, ceea ce nu e neapărat bine, dar în traficul din București e ok. E de bine. Muncești mai mult, mai eficient? Da. De-aia spunem că nu e neapărat bine. Nu există, băi, mai bine un apartament vechi sau un apartament nou. Trebuie să-ți vezi, eu aș pleca de la zonă, unde e zona ta de interes. Am pe cineva la birou care stă în drumul Taberei. Și jobul lui presupune să vină la birou și să plece cu mașina, pentru că pe timpul zilei are tot felul de drumuri de făcut. Okay. Apoi după program mai lucrează într-o parte și pleacă cu mașina. Face o oră și 20. Doar pe un dus? Pe un sens. O oră și 20. Acum cât e podul în lucru, o oră și 20. Da? Nu... Plus o oră 20, 2 ore 40, plus ce mai face, duce copilul sau alte lucruri la piață, Carrefour sau și mai departe? Pentru omul ăla, cred că e mai puțin important dacă e nou sau vechi, mai important să fie în zona care îi deservește lui interesele cel mai bine. Eu sunt fan locuințe noi. Mă gândesc, cumpăr nou, nu știu, cel puțin 5-10 ani, n-ai bătăi de cap cu instalații, cu schimbat de finisaje, cu... E mai Dar ieftin? Dacă mă pui să aleg într-un apartament nou în mijlocul câmpului și un apartament vechi în orașul meu de 15 minute, îl iau pe la vechi. Corect. E mai ieftin să cumperi un apartament nou decât să iei unul vechi și să-l renovezi, ne luând în calcul zona? Nu cred că e mai ieftin. Nu, opinia mea e că e mai scump. Ok. Și așa ar trebui să fie. În general, apartamentele vechi se spune că vor scădea în preț de acum încolo. Nu știu dacă de acum încolo sau peste 10-15 ani, când ele o să aibă o rată de viață deja expirată, să zic așa. Nu cred neapărat într-o scădere de preț, cred însă că nu vor evolua în același ritm cu prețurile apartamentelor noi. Da? Cred că avem o mare problemă cu blocurile cu risc seismic, da? Cred că avem o mare problemă partea asta de a înțelege cine ar trebui obligat să reabiliteze, să consolideze. Primăria. De sau ce? Proprietarii. De ce primăria? De ce proprietarii? Proprietarii cu siguranță că sunt primii care ar trebui să facă chestia asta, pentru că i-au cumpărat acolo. Știi, românul vede ca proprietatea lui ce e după ușă, știi? În interior. Corect. Da? Spațiile comune de-aia arată rău. Pentru că fațadele de-aia arată rău. Corect. În mod normal ar trebui ca oamenii aia să-și îngrijească proprietatea, că e a lor. Și proprietatea înseamnă și fațadă, înseamnă și structura de rezistență, înseamnă și... Georgian, dar de asta mulți se mută la apartamente ca să nu stea la casă, să n-aibă stresul de a avea grijă de curte, de fațadă, cum ai zis mai devreme, și în ultimul rând de structură, că se pare că bucureștenii noștri nici măcar structura nu vor să... Sunt atâtea fonduri europene care îți permit să faci chestia asta prin asociații. Tot primăria în ultimul caz, în ultima vreme a făcut demers. 10 bloc. Foarte puține. Da, dacă ne uităm la autorizații emise, ne dăm seama că acolo trebuie să se regleze lucrurile și vorbeam și înainte de podcast, nu sunt reglate lucrurile. Se ia dezvoltatori imobiliari într-o mare oală a rechinilor imobiliari și atunci e o problemă. Acum toată lumea e mafie. Deci nu mai există un bărbat ok. Toți bărbații este niște... Toți sunt rechini, toți dezvoltatorii sunt rechini. A fi dezvoltator astăzi mi se pare, nu știu dacă ți-amintești, anii 2000, da? Când pronunțai cuvântul patron. Corect. Da? Patron. Suge sângele salariatului, profită de ceilalți. Era, avea o conotație foarte, foarte negativă. Astăzi vorbim de antreprenori și facem evenimente cu ei și suntem foarte mândri de clasa noastră de antreprenori. Ei, astăzi a fi dezvoltator imobiliar ești perceput ca
Deci, ca să tragem o concluzie, ne-a luat 20 de ani ca să înțelegem că a fi antreprenor patron trebuia să schimbăm denumirea, nu? Deci dacă schimbăm denumirea din dezvoltator... în investitor, nu știu, trebuie să găsim ceva. Da? Ok. Mi se pare... Asta face foarte rău pieței, pentru că sunt oameni care sunt băgați zi de zi în oală. Mocirla asta din presă. Oamenii politici se folosesc pentru că prinde la electorat, electoratul, da, mare parte fiind proprietar, lasă noi, să nu se mai construiască nimic, centrul meu să mai construiască. Nu se întreabă nimeni, da, de unde plătim metrou, întreținerea școlilor, spitalul și așa mai... Nu, să nu se mai construiască nimic. Oamenii nu înțeleg. Iar politicienii profită de chestia asta. Profită și nu se uită decât la următoarea campanie electorală. Nu spune nimeni, domnule, hai să luăm așa logic, dacă noi nu mai construim astăzi nimic, ce se întâmplă în 50 ani? Pentru că în imobiliare nu vezi rezultatul imediat. Dacă tu iei astăzi așa o decizie, o vezi în 3, 5, 7 ani. Așa este. Da? Ce spuneam în anii, nu știu, 2021-2022 despre piață, deja începe să se întâmple. Corect. Și această creștere accelerată a prețurilor. Din păcate nimănui nu-i pasă, știi? Și asta e trist, că te folosești de... de genul ăsta de discurs pentru a obține niște avantaje materiale. Dacă te uiți, domne, au construit în parc. Câți au construit în parc? Câți dezvoltatori au construit pe spațiu verde? Foarte puțini. 3. 2-3, da? Tu te penalizează-i pe aia. Faptul că ai un corijent în clasă nu înseamnă că toată clasa e plină de corijenți. Poate ai și un olimpic cu corijentul ăla în aceeași clasă. Probabil că... De ce nu faci diferența? De ce nu izolezi problema? Corect. Și o rezolvi? Corect. Da? De ce îi bași pe toți în aceeași oală? E trist. Și asta se va simți în piață. Și îmi place că online-ul ăsta are un mega avantaj. Nu uită. Ne aducem aminte și intrăm peste 5 ani. Ia mă să vedem. Ce a zis Georgian? Păi a zis asta. Opa. Așa este. Așa este. Și noi prin acest podcast încercăm să aducem piața imobiliară unde trebuie. Totuși, ca diferență, Georgian, că amândoi suntem în piață, eu sunt evaluator imobiliar din 2012 și activez în zona de evenimente din 2006. Am văzut în piața imobiliară schimbări majore. Din 2010, dacă compar 2010 cu 2020, nu mai sunt aceiași dezvoltatori, au venit firme foarte mari care fac lucrurile la o anumită calitate. Cum spuneam, m-am uitat și în proiectele tale, proiecte premiate și arată mai bine ca unele din afară, să zic așa. Îmi plac foarte mult, dar pare că piața imobiliară o ia în jos în momentul ăsta. Faptul că nu sunt autorizații, faptul că nu se încurajează să se construiască corect și să se respecte acel spațiu verde pe care primarul general, am înțeles că asta e doleanța lui. Haideți să facem lucrurile astea. De ce nu le facem? Eu știu, să întrebăm, nu cred că... Autoritățile. Da, sunt în măsură să vă răspund. De ce? Dar sunt foarte mândru de dezvoltatorii cu care lucrez. Oricare din proiectele astea, dacă le iei și le pui mâine unde vrei, în Berlin, în Londra, corect, da, sunt state of the art. Problema e că exact pe ăștia i-a lovit cel mai tare. Sunt singurii care se gândesc, bă, mai stau aici să stau cu toată această situație? Sau că, na, oamenii pot foarte ușor cu experiența pe care o au, de mâine să zic, ne ducem în Austria și dezvoltăm. Cel puțin știm regulile jocului și nu vine cineva să mi le schimbe de pe zi pe alta. Așa este, da. Rămânem cu cei care sunt dispuși să-și asume riscuri, să găsească scurtături, să rezolve problemuțe. Da? Corect. Din păcate. Și apropo de diferența între 2010 și acum, gândește-te că noi suntem o piață extrem de tânără. Deci noi vorbim de dezvoltare rezidențială cu scop comercial. Da. Din 2000.
Până în 2000 erau accidente. Trei prieteni își făceau un bloc, le ieșeau patru apartamente și vindeau unul din ele. În celelalte trei se mutau ei. Așa după este. Anii 2000 a început dezvoltarea cu scop, cu scop comercial, pentru a vinde. În 2014 am fost în Marea Britanie, am discutat cel mai mare dezvoltator din Marea Britanie, Barrett Homes. Ei construiau, cred că în 2013, anul precedent, construiseră 7200 de unități și București și Ilfov livrase 7400. Era o diferență de 200 unități, ca astea am ținut minte, între ce a dezvoltat firma aia și... Tot București. Tot București plus Ilfov. Și la un moment dat m-am întâlnit cu directorul vânzări și noi ăștia de vânzări suntem, eu sunt cel mai bun, primul pe țară, al doilea pe oraș, chestii de genul, știi? Și ca să-l liniștesc puțin discuția, îl întreb... Când făcusem temele, citisem competitor, toate cele. Zic, da, de cât timp sunteți pe piață? Și atunci se înroșește tot, fiind puțin mai plinuți, așa, și zice, suntem din cei tineri, avem, nu mai știu cât mai, 60 de ani, 80 de ani. Aia de pe locul 2 erau de 150 de ani în piață, da? Noi vorbim de 20 de ani, toată piața noastră. Ce experiență! Ales business-uri duse din generație în generație, la noi suntem... Am trecut în perioada asta specifică de început, dar hai să o rezolvăm odată și să o așezăm pe niște direcții corect, sănătoase. Deci mai avem 10-20 de ani până ajungem la o piață matură. Eu cred că piața se poate maturiza în 5-10 ani, dacă avem niște reguli clare, pe care nu le mai schimbăm de la un mandat la altul în funcție de cine vine, cum vine... Suntem de stânga, suntem de dreapta, suntem de centru. Trebuie să înțelegem importanța pieței imobiliare în context. Da. Și să-i stabilim niște reguli clare. Atunci tu, ca investitor sau dezvoltator, știi după ce reguli joci. Și joci după aceleași reguli ca și competitorii tăi. Lipsa pugului, cred că am scris-o prin 2017-18 în Zeppelin, revistă specializată pe arhitectură. Lipsa pugului nu a făcut decât să creeze un mijloc de șantaj între toată lumea. Da? Și nu s-a vrut aprobarea lui, în opinia mea, că el e expirat în 2010. În 2014 a fost, cred că 2014 a fost licitat, în 2015-16 trebuia să fie gata, uite că suntem în 2024. Georgia nu s-a vrut sau nu avem oameni competenți care înțeleg domeniul. Eu cred că și asta e o problemă, că tot timpul dăm vina, nu vrea politicul. Nu știu, eu sau cred că avem interes, oameni competenți. Dar nu unde trebuie. Asta e o altă discuție, ai poți găsi dacă asta îți dorești. Păi nu avem legea agenților imobiliari de când este în discuție? Cred că e... Nu știu, s-a discutat prima oară 2010. Și te întreb direct, avem în piața imobiliară niște oameni care ne reprezintă destul de bine la nivel de parlament, dar poate să se ducă în parlament să propună o lege, exact această lege, care stă pe masa comisiilor sau unde este, și avem 5 asociații. Înțeleg că a trecut și e destul de aproape de a fi aprobată după ce a mai fost modificată, ceea ce este un lucru foarte bun sau va fi un lucru foarte bun pentru piață. O să avem după aceea o perioadă după 2-3-4 ani. Nu știu, asta e a 15-a variantă, dar cred că 10 ani. Da. Enorm. Piață emergentă, din nou. Nu corect, suntem Germania. Trebuie să treci prin durerile facerii, ca să spun așa. Dar partea bună e că se lucrează și că se dorește a se face ceva. Așa este. Și, uite, vorbeam mai devreme, eu cred că poți schimba piața destul de repede și destul de ușor, așa, dacă se mai insistă pe un anumit aspect. Așa. Și anume pe cel de transparență. Da? Vorbeam de cifre, de indici, de preț, de... Uite, eu sunt fan Marea Britanie. Acolo, dacă ai deschis frumos laptopul și cauți o adresă, vezi toate tranzacțiile făcute cu acea proprietate după 96. Deci absolut toate, public, la nivel de stradă, număr, apartament, etaj, suprafață, toate cele. Toate. Da? Intri, nu știu, pui o stradă și vezi toate proprietățile care s-au tranzacționat. Ai tot felul de filtre, ultimele 3 luni, ultimele 6 luni. O să înțelegi piața. Ok, nu știi care e starea acelei proprietăți, dacă e renovată, dacă are finisaje de lux, da, dacă e istoric, bombă, dacă e... Dar ai niște repere de preț. S-a tot discutat și despre... ANCPU o poate face în
dacă vrea, în, nu știu, în 3 luni de zile e online. Pentru că toate tranzacțiile sunt raportate la ANCPI. Nu trebuie decât să adauge prețul. Da? Că ei, acum când scoți extras, vezi suprafață, vezi corect. Adresă, vezi... Corect. Preț, da. Asta cred că ar schimba fundamental piața. În bine. Da? Nu ar mai exista țepe, da, de preț. Oameni care vând cu mult sub prețul de piață. Oameni care nu înțeleg și vine ceva și spune, uite, hai că îți dau eu atât și îți dau cash. Cash însemnând că nu fără credit bancar. Sau oameni care, am văzut pe un grup de curând, cineva care spunea că vrea să vândă, dar eu cred că dorea să facă de râs proprietatea, în timpul noi, bloc de 95, 3 camere, cerea 210.000. Dacă îi faci analiză comparativă piață și fără să vezi proprietatea, să zicem că îi dai un 20.000 ca să o faci, bum, super fain. Da? Piața acolo stă la, nu știu, 110-130.000. Omul a ieșise pe niște grupuri, da? Asta e interesant când ieși în social media, ieși pe niște grupuri unde oamenii nu au acces la foarte multe informații și a zis, dom'le, vreau 210.000, că e bloc de 95, e din ăla bun făcut pentru, că știi că fiecare bloc vechi are o poveste, ăla e făcut pentru armată, ăla pentru SRI, ăla pentru... Doctori, da, nu, avocat. E pe bile, ăsta nu cade la... Exact. N-am urmărit ce s-a întâmplat, evident, în opinia mea o să vândă niciodată, dar... N-ai mai vedea chestii de genul. Dacă tu ai intrat și îi zice, bă, timpul noi, uite, zona asta, ia să vedem. Care sunt prețurile pe 3 camere, ani de construcție după și așa mai departe. În România a existat Clujul, au fost primii care dădeau, aveau un raport, nu dădeau datele de tranzacționare, aveau un raport bazat pe datele de tranzacționare, iar acum avem de câțiva ani buni din precedentul mandat, avem raportul de pe sector 2, bazat pe prețurile de tranzacționare, dar și tranzacțiile publice. Există niște fișiere, dacă intri pe internet, poți găsi toate tranzacțiile în sector 2. De asta, în opinia mea, ar trebui să fie raportat lunar, uite, s-au mai întâmplat tranzacțiile astea și toată lumea ar înțelege piața și trendurile. N-ar mai fi nevoie de stai să vedem, stai să analizăm, stai să fac 2 săptămâni de analiză comparativă de preț și așa mai departe. În partea de evaluare imobiliară, eu sunt evaluator imobiliar, în 2012 s-a inițiat acest proiect, în 2014 s-a implementat și anume orice evaluare făcută de un evaluator autorizat ANEVAR se pune într-o bază de date online și nu mai poate să existe încă din 2015 nu mai există acele probleme că se poate supraevalua o proprietate sau nu. Și de aici se pot lua date, dar eu ce vreau să zic că se poate face foarte ușor o bază de date, foarte ușor. Deci îi strângi pe toți la un loc, dar ANCPI-ul are toate datele și cum ai zis tu mai devreme, de acolo se pot lua. Revenind un pic la partea asta de apartament nou sau vechi, am văzut de multe ori la tine niște apartamente cu un design excelent, cu un buget pe măsură de mobilare și de design și vreau să te întreb cât de rentabil este să faci un apartament atât de frumos? Câștigi la chirie cât trebuie? Mă întreb de închiriere. Da. Da. Diferența de preț pe care o poți obține la închiriere din amenajare poate ajunge până la 15-20%. Și am într-un ansamblu din zona de nord 40 de apartamente cumpărate ca și investiție pentru mai mulți clienți de-ai mei și văd asta pe pielea mea. Când scot unul din acela frumos, da? Îl dau a doua zi și cu preț 15-20% față de altul mai puțin fericit amenajat, ca să nu zic urât, pentru că frumos e în ochii privitorului. Și de obicei cât dăm în plus pentru această amenajare premium sau faină? Ca și preț. Ca și la cost? Da, cost la sută. Plătești nu în plus că... 10, 20, 50% față de o amenajare normală. Nu cred. 10-15%. Ok. Nu. Contează foarte tare cu cine lucrezi și cât de eficient este acel designer. Adică na, nu spui canapea de 20.000 de euro într-un apartament pe care îl închiriezi cu 700 de euro, da? Dar trebuie să spui niște lucruri de calitate și totul să meargă unul cu altul. Din punctul ăsta de vedere, cred că piața în România e extrem de competitivă. Sunt puține
puține piețe în lume care oferă un asemenea stoc de proprietăți care să arate atât de bine. Bine, în afară foarte multe se închiriază nemobilate și mai puțin apartamente mobilate, dar eu cred că avem un stoc foarte fain pe partea asta. Iar eu explic fiecărui client în parte, păi și cu un student dacă lucrezi, ok, nu trebuie să lucrezi cu cel mai scump arhitect, cel mai bun arhitect. Și cu un student, dacă lucrezi, îți iese mai bine dacă l-ai face. Cu siguranță, pentru că e o mână de designer și da, cineva și care gândește. Da, și costul este, nu știu, irelevant comparativ cu beneficiile pe care le obții. Eu sunt mare fan arhitectură și design, adică și cred în beneficiile aduse. Acum, cum îți amenajezi tu acasă, asta e o altă discuție și îți aduce un alt tip de beneficii. Iar aici bugetul poate fi... E emoțional deja. Oricât. Exact. Zici, spuneai mai devreme de... Te dai un număr de, nu știu, 40 de unități cumpărate de investitori, că ai cumpărat pentru niște investitori. Cât de mult se folosește același design la aceste... Se replică designul pentru fiecare din aceste 40 de apartamente? Ce am insistat în situația aceea a fost acela de ca fiecare client să lucreze cu designerul lui sau cu un alt designer, le-am făcut o listă de recomandări. N-am vrut să induc ideea de hotel. Ok. Adică am și culori neutre, am și unul cu o canapea mov. Mm-hmm. Eu mi-am pus o canapea roz într-un apartament. Okay. Da? Pentru a o acoperi cât mai mult din... Dar la bază designul e același? Nu. Nu. Ești condiționat, na, bucătăriile nu poți să... Pentru că vedem foarte mulți influenceri care ne spun că asta e o economie de scală care se poate face dacă cumpărați toți în proiectul ăsta. Acum sunt și... Ce am făcut? Am o bună parte din mobilă custom. Adică dulapuri tot am vrut să fie făcute exact pe acel spațiu și cred că 10 din apartamente sunt făcute cu același furnizor. Evident că am avut un discount de, dacă mi-am amintesc bine, 25-30%, da, în costul final, pentru că i-am chemat pe oamenii aia, a blocat fabrica o lună de zile pentru mine. Știi? Uh-huh. Canapele. Am un furnizor care lucrez din 2014. Dar nu am luat două la fel. Deci am luat de la okay. X 10 canapele, dar nu am luat două la fel. Uh-huh. Da. Se pot obține beneficii de... Adică de se scară. Pot. Am obținut okay. super beneficii și avantajul iar... pentru mine e că... Mie ca și consultant îmi permite să ofer niște rezultate mult mai bune clientului. Dacă ei sunt mai mulți, da? Uh-huh. Eu odată ce mi-am făcut o nișă de potențiali chiriași uh-huh. pentru respectivul proiect, îi aduc mult mai ușor. Am un grad de neocupare mai mic, am, uh-huh. adică cred în economia asta de scală. Pe de altă parte și să ai, dacă ai extrem de multe de apartamente în același bloc, cel puțin în perioada de lansare, sigur o să fie cineva dezavantajat, ca să spunem. Uh-huh. De obicei, în marile capitale europene, proprietari de apartamente sunt majoritatea firme, fonduri de investiții și așa mai departe. La noi pare că sunt proprietari, persoane fizice, în cred că peste 90% din cazuri sau poate mai puțin, dar nu vedem o direcție, aceea în a lua un apartament vechi sau mai multe într-o anumită zonă, că sunt foarte multe zone bune unde nu se mai construiește datorită autorizațiilor. Deci nu vedem investitori care se orientează către zone de apartamente vechi. De ce se întâmplă chestia asta? Am zis că scriu un articol la un moment dat care, al cărui titlu va fi ce bine că n-avem fonduri de investiții. Altfel ajungem ca în Germania unde 3-4 mari jucători fac piața. Vonovia avea la un moment dat, nu știu, 700.000 de unități, dacă nu mă înșel. Acum mai are 400. Mai ales că acum e piața în Germania. Da.
lipsa fondurilor de investiții din piață a avantajat cumva micul investitor. Da? Cine sunt investitorii dacă te uiți așa și vrei să faci un, un profil? Păi sunt mici antreprenori care și-au au avut niște business-uri, au produs și au scos dividendele, au investit în, în rezidențial. Sunt cei cu profesii liberale care au avut niște venituri peste medii, middle și top management și cam pe aici ne uităm marea majoritate. Da? Ei, au fost într-o poziție privilegiată pentru că nu au avut concurență din partea unui fond de investiții, iar ce a ajutat foarte tare și de aceea îi vezi pe marea majoritate în rezidențial nou, a fost TVA-ul de 5%. Corect. Da, marea majoritate a proprietăților achiziționate pentru investiții au studiouri și două camere. Dacă corect. Cauți un 4 camere, situație destul de gravă. Foarte mică oferta. Da? Nu-i vezi pe partea veche pentru că au avut avantajul de TVA, pentru că s-au dus pe zone cumva unde cererea a fost mare, la zona de nord a Bucureștiului ai o pondere mare de investitori, dar și pe cartiere. Cred că am putea vedea o schimbare de strategie pe locații foarte bune, zone ultracentrale, blocuri mai vechi, da, okay. Nu construite acum, din cauza prețurilor în creștere pe nou și faptului că astăzi, nu știu, în zona de nord, în slăma aviației, dacă ai noroc, găsești un studio în care să încadreze în TVA de 5%. Două camere deja iese în discuție. Da? Da. Avem 150-160 plus TVA. E mai simplu să cumperi de la cei care au cumpărat în fazele la revânzare, în primele faze ale corect. Proiectului da. Astăzi. Și cred că mai e un motiv pentru care nu vezi pe centru. Totuși, o locuință nouă se închiriază mult mai repede și la un preț mult mai bun decât o locuință veche. Dacă s-ar renova intrarea și casa scării? Ar fi altă discuție. Avem niște bijuterii, mă plimbam pe lângă Cismigiu zilele trecute și avem niște bijuterii de mini-bloculeți acolo. Dacă alea ar fi făcute să arate ca la Viena, că vorbeam mai devreme, păi cred că bine, deja și-ar tripla valoarea așa. Georgian, deja stat. Vorbim de exterior, unde trebuie să bagi niște 60.000 de euro și orice investitor ar veni, chiar și cu 5 apartamente, nu merită să faci exteriorul, dar poate merită să faci casa scării. Nu știu dacă nu merită. Că dacă îi faci exterior, îi faci o consolidare, poate din pod mai scoți un apartament, dacă s-ar le putea cumperi, să merite. Atenție, dacă le cumperi integral, ca și clădire. Dar de ce nu să pun vecinii toți? Pune câte 20.000 de fiecare și ne-am dublat prețul proprietății. Amândoi avem experiență în domeniu și știm de ce nu se pun. Pentru că în România e cumva... Îți dau un exemplu concret. Un investitor a cumpărat într-un ansamblu 17 apartamente și având o vechime de 12 ani acel ansamblu, a zis vreau să renovez casa scării. Dar măcar hai să veniți și voi asociația cu 10%. Eu reprezint... nu știu cât, 20% din, erau 100 de apartamente sau mai știu câte, surpriza a fost că n-au vrut. Deci el renova pe banii lui toată casa scării, cu gresie, cu marmură sau ce punea el acolo, dar nici măcar 10% din cost nu s-a suportat. De ce se întâmplă chestia asta? Este pentru că nu avem o educație în sensul ăsta. Nu suntem obișnuiți să... Nu, și legea slabă. Pentru că dacă legea te-ar obliga să-ți repari fațada aia, n-ai putea spune că nu mai punem cu toții bani. Păi te obligă, pentru Georgian. Că atunci... Te obligă, există care legea. Care sunt amenzile? Nu se dau, nu că nu sunt amenzi. Despre ce vorbim? Nu. Ok, nu se dau. Nu. Hai să facem ca în afară. Dacă tot vrem o țară ca afară, hai să facem ca afară. Nu ți-ai renovat fațada? Amenzi de plângi, de-ți convine mai repede să te apuci de ele. De-aia când mergem prin orașele astea mari, așa... În calitate de turiști ne place. Ia uite ce frumos e. Pentru că se respectă legea. Da. Am o...
am un văr în Italia și și-a cumpărat, ca orice român plecat de foarte mult timp, imediat ce a făcut niște bănuți și-a cumpărat un apartament nou, frumos, doar că avea o chestie de aia la geam, nu știu, țin umbră, nu știu cum le zic, marchize. Așa. Așa, și era galben și na, de la noi, de la țară, că noi suntem băieți de la țară, galben, mă, nu e ce asta e culoare. Și a dat-o el jos și a pus una gri. În jumătate de oră a trecut poliția în față, a văzut că totul era galben al lui, gri. Da, s-a dus la el, 500 de euro amendă și 24 de ore să o pună pe aia galbenă înapoi, după care îi mai dădea o amendă de 500. Da. Îți mai permis să te duci să-ți faci tu... Dar poliția își face treaba la noi. Aproape că nu știu să aplice legea uneori. Deci nu ne așteptăm ca în imobiliare să facă reguli. Poate că ar fi. Să le aplice, momentul. Nu să le facă, scuză-mă. Nu să facă, să le aplice. Da. Că ele sunt. Ce recomanzi tinerilor la început de drum? Chirie sau credit? Cred că... Mai au 2-3 ani. E o întrebare capcană, să știi. Da, știu. Dar mi-o asum, știi? Am mai trecut peste capcană, genul. Clar, recomand chirie. Credit, scuză-mă. Cred că prețurile încă sunt accesibile, că să renteze, să-ți iei un credit. Dobânzile deja s-au dus semnificativ în jos. Rămâi cu ceva. Vorba aia românească. Rămâi cu ceva după, da? Nu plătești și se duce undeva în neant. Imaginează-ți ce ar fi însemnat ca România să fie o piață de chiriaș cum este cea din Germania. Și tu să ajungi la pensie acum și la prețul din București să trebuiască să plătești, nu știu, 400-500 de euro pe două camere din pensie? Având pensie... Tot 4-500. Hai să zicem, poate ai 700. Okay. Da? Medicamente, mâncare, întreținere și chirie? Nu. Eu cred foarte tare în piața imobiliară din România și cred că mai avem, ți-am zis aici, 2-3-4 ani cât ea va mai rămâne accesibilă, după care lucrurile vor bubui și la noi, din păcate. Cred că vom avea o mega presiune pe preț, pe prețul de construire, atenție, în momentul în care războiul din Ucraina se va termina. Corect. Suntem țară la graniță, materiale de construcție, din punct de vedere logistic, e mult mai simplu să cumpere la noi din Polonia, că doar nu o să ducă să cumpere din Rusia. Și atunci presiunea pe preț va fi foarte mare. Mm-hmm. Și totuși, să luăm, nu știu, cel mai sumbru caz, vine criza, războiul nu luăm în calcul, scuze, vine criza. Da, am mai trecut. Ce facem cu imobiliarele? Că asta întreabă toată lumea, băi, ce faci, bagi bani? Noi bagi bani la bursă. Ce facem cu imobiliare când e criza? Și dacă vine criza, păi așa imobiliarele pare, o să cadă și bursa o să urcă în sus? Cei sau care cum? Recomandă bursa, și sunt mulți influenceri care recomandă bursa versus imobiliare, spun că bursa de obicei e mult mai lichidă, ceea ce e o mare greșeală din punctul meu de vedere. În primul rând e bine să investești. Corect. Și imobiliare și bursă, e bine să investești. Îți clădești acolo un viitor. Dacă vine criza, lovește și bursa, lovește și imobiliarele. Dacă nu ești un investitor cu scopul de a specula acea proprietate, o ții până își revine piața. Pentru că ea își revine la un moment dat. Într-un ciclu de 5, 10? Păi noi am avut data trecută, haideți să ne gândim. 2008 da. Au început scăderile. Da. 2014 am atins minimum. Și a început să crească. 2014 a început să crească, da. Ce e și mai interesant de atât. Uite, că am luat un exemplu. 2008 a început să scadă. Dacă tu în 2008-2010 a scăzut cu vreo 20 și un pic. Chiar mai mult. Da? Chiar mai mult. Okay. Diferența nu, vezi că ai avut-o 2010-2014. Diferența până la 40% da, 40% da, a scăzut. Okay, da. Corect. Ok, a scăzut piața cu 10%.
dacă îți lăsai la preț cu 15%, nu mai marcai toată pierderea aia de 40%. Da? Cine te oprește? Fac acum un curs foarte fain și era un profesor întrebat în afară și zice, domne, să spune despre piața imobiliară, că este foarte lichidă și de aceea celelalte investiții sunt mai bune, la care răspunde proful, zice, domne, nu este lichidă pentru că proprietarii nu vor să vândă. Ce fac eu corecție preț acum? Să vezi cum se vinde. Dacă vrei să vinzi, vinzi în orice condiție piață. Asta îți dau un exemplu. Am făcut o singură tranzacție cu un cetățean ucrainean, tranzacție de vânzare. Și fiind singura, eu sunt foarte curios de felul meu, i-am pus o grămadă de întrebări și zic, doamne, dar de unde aveți bani? Da, cu ce vă ocupați, chestii? Și spune, păi mi-am vândut un apartament în Kiev. Și zic, what? Cum ți-ai vândut? Trec rachetele pe aici, la capul tău, cum ți-ai vândut apartamentul? Și ce, da, am făcut o corecție de 25% și am vândut apartamentul. Știi că banca își cere resursa banilor de unde ai și toate cele. Și rămân, cum doamne, 25%? Și zice, da, uite, Kievul, zonele bune, proiectele bune din Kiev, se vând 25-30% sub prețul dinainte de a începe războiul. Cererea există încă, da? A, nu mai vinzi Odessa, nu mai vinzi orașe secundare. Dar Kiev în continuare a rămas ceea ce e fantastic, adică în mijlocul războiului. Da. Știi, a cumpărat aici să-și aducă copiii, să stea aici, el s-a întors că avea niște business-uri acolo. S-a părut extrem de interesant. Deci chiar dacă vine criza, da, putem să aplicăm o corecție ca și concluzie. Putem să aplicăm o corecție și totuși avem acces la bani. Bineînțeles. În orice condiție de piață. Ce, în 2009 sau 2010 nu s-a mai tranzacționat? Cred că s-a avem... tranzacționat mult mai greu, mult mai oamenii țineau la preț până se obișnuiau cu noile condiții de piață, deja îi bătea piața. Dar cine a vrut să tranzacționeze, a tranzacționat. Mi-amintesc că am făcut niște tranzacții 2011-2012 cu proprietăți, își vindeau o proprietate secundară, nu cea în care locau, pentru a susține firma, că mergea foarte prost și a zis, băi, Georgian, o casă, încă o casă o să mai încumpăr eu. Important e să trec hopul ăsta. Și a lăsat la preț și a vândut. Nu există. George, încă o ultimă întrebare, cu toate că era ultima cea înainte. Suntem presați de timp să ne încadrăm în acea oră magică. Totuși, investițiile imobiliare sunt cele mai la îndemână. La îndemână înseamnă că românul e învățat să cumpere o proprietate și să o aibă pe viață. În momentul în care recomanzi în a se cumpăra o proprietate imobiliară, e primul lucru, îi direcționez către apartamente noi sau vechi? Eu nu, nefiind o agenție de masă, cumva clienții care vin la mine să investească cu mine sunt ori recomandări ai clienților care deja lucrez, corect, ori și-au făcut eu o idee cam ce tranzacționez. Știi? Uh-huh. Marea majoritate sunt apartamente noi, apartamente amplasate în zone bune. Am undeva la 7-8 criterii pe care vreau să le bifez pentru a considera un apartament atractiv din punct de vedere investițional. Adică nu mă uit doar la randament. Investitorii mei toți sunt oameni care se uită pe termen lung și foarte lung. Adică e fondul lor de pensii sau școala copiilor acolo. Și atunci îmi fac niște calcule ca proprietatea să performeze bine în toată această perioadă de timp. Randament, lichiditate, okay, cât de ușor pot să-mi fac exit-ul, care e tipologia de client care îmi intră pe proprietate ca și chiriaș, ce damage aș putea avea, cât timp stă ocupată, care e contractul mediu de închiriere. Am proiect unde media contractelor între studio și 4 camere, am avut 18 apartamente. E de 6 ani. Oho. Adică la un moment dat făceam, că eu mă împrietenez și cu chiriașii, și făceam niște, bă, mai mutați-vă și voi între voi, că eu sunt agent imobiliar, trăiesc din comisiuni, tu te muți la apartamentul ăla, la apartamentul ăla, că tot vă știți, știi? Sunt multe criterii de care trebuie să ții cont. Eu cred în segmentul nou și cred în zone bune. Sunt decizii emoționale ale chiriașilor, ale investitorilor, când cumpără cu tine apartamente, sunt decizii emoționale?
Că e clar că atunci când cineva își cumpără casă prima oară... Nu e doar de, dacă e doar despre Excel și cât i-a dat acolo raportul între chiria anuală pe an raportat la prețul proprietății, sunt slabe șanse să ajungă la mine, concluzia, să duc pe alte zone. Am tras concluzia asta că atunci când îți cumperi prima casă pentru tine, e total emoțională. Evident. Și da, dar pare că și profilul de investitor tot emoțional se duce către... Măi, da, pentru că și aici suntem la prima generație de investitori, da? Nu vorbim de m-a învățat pe mine tata cum să cumpără apartamente pentru a fi închiriate. Și mulți dintre ei sunt nu la fel de... Adică gradul de emoție e mult mai mic comparativ cu cel când îți cumperi o casă, știi? Dar nici nu ar spune, stai domne, că mă duc în Popeșle Orden să cumpăr 50 de apartamente, că acolo am cel mai bun randament. Știi? Că poate, nu știu, dacă îl pui în Excel, s-ar putea ca Militar Rezident sau Popeșle Orden să-și dea ca și strict randament. Și atunci, ai spune, uite, decizia rațională. Da? Da, e și o doză de emoție acolo, că trebuie să îl simți puțin. Ai văzut când se predea apartamentul, bă, să ai grijă de el. E ca al meu. Georgian, mulțumim frumos pentru cele împărtășite. Din păcate, am fi vrut să vorbim mult mai mult. Mai facem unul anul viitor și exact, sau să completăm. Spre sfârșit de an cel mai bine. Eu îți mulțumesc pentru invitație, a fost o reală plăcere. Mulțumesc la fel.